Așa. Am și aparat de fum, dacă este. N-are nimeni în raion, adică ca efectele astea să aibă, știți, efect mare, apoi numai decât prin fum ele. Același laser, același, adică este ceva o... Dar asta e tot eu plăcerea mea. Nici în centru, Casa de Cultură din centru raional, ei n-au așa ceva. Noi încim la concursuri, să apine... Foarte interesant. Aici te chiar că deam o... A prins că eu m-am dus la păstanță și... Au venit electricienii și eu o stâns și eu i-am rugat. Lăsați că e importanță mare la noi și vă închipuiți. Și vă închipuiți, ia ca până și aici, zic că... A, dar unii la primărie? Zic că nu, la Casa de Cultură. A, cred, zic că la primărie. Și deși la Casa de Cultură nu e așa de important pentru voi, băieții. Eu mă nervez foarte tare când suntem noi așa discriminați, adică într-un fel. Sala e de 400 de locuri. Acum e clar că nu sunt 400. Dar erau așa. Dar cu părere rău, aici trebuie să fac reparație capitală. I-am avut, după cum vedeți, eu am făcut în viața mea adresări la toate conducerile care au fost pe parcursul anilor. Și părere rău, cultura știți cum, așa. Cultura se lasă la urmă. Cinematografia a fost un domeniu, în primul rând, foarte interesant. Și pe timpurile Uniunii Sovietice îi dădea o importanță foarte mare și financiar, și, da, era mai presus ca învățământul. Cinematografia era și ca educație și ca distracție. Și era foarte important, fiindcă noi ne bazam pe masă foarte, foarte mari. Adică cei mai multe lume adunam noi. Pe timpurile cele începem și la brigăzi de tractoare. Eram impuși și făceam de servici. Adică făceam care de la cultură, care din domeniul cinematografiei, care bibliotecari, și luam la evidență și demonstram și filme, făceam spectacole. Вот вы говорите, царь, а вы думаете, Марья Васильевна, нам, царям, легко? Да ничего подобного, обывательские разговорчики. У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас нервированный. Schimbul de filme le făceam de 3 ori pe săptămână. Era lunea, joia și sâmbăta. Vine mașină și ne schimba filme. Pentru copii un film, pentru brigăzi de tractoare alt film, pentru maturi alt film. Filmele indiene aveau un succes foarte mare pe timpurile acelea. Что это с тобой? Со мной ничего. Только тигрица никогда не станет женой шакала. Ты понял? А за эти слова сейчас ты мне заплатишь. Ты? Да, миленький. Atunci, pe timpul, adică, principală ce era? Era tu să-ți faci planul pe luna dată. Să-l faci că plan, supraplan. O atât mai bine dacă supraplan. Dacă facem plan 200% pe Republică, îndeplinirea planului tot vremea Moldova, adică era 105, maxim 110%. Dar noi dădeam și câte 200%. Era un vâmpel, ca un flag, de care lua locul întâi, era, zicem, la Casa de Cultură dată. La mine, ultimii 10 ani până în 90, la mine au fost. Eu am să vă arăt că el e și acum e la mine.
Я вот и. Я какой-то. А, статская химия лумия на Киеву. Где? Касвады, река. Ну, мы придем к победе коммунистическому труду. Dumneata ești Lie Cruntul? Da. Iscălești aici? Mandatul de arest, da. Nu numai atâta. Eu mi-ești dator 2,03 copeici. De ce chestie? Când ai să mai sar pe fereastră, fii atât de bun și nu sparge geamul. Noi, toți lucrătorii, eram, știți, într-o fugăreală nemaipomenită după filme care dădeau finanță, vă dați seama, de atâta gălăgie și scandalul cel mare care era, că noi aveam bază de filme, era acolo într-un subsol la cinematograful Nespărin, și când se făcea repartizarea asta, zicem, se chema un fel de Eu vă zic, pirusește, adică cum era, calțou, era pe sat, unul și a doilea era pe oraș, adică. Și împărțirea asta de filme era câteodată cu cam cu scandal, fiindcă zici, că acolo voi ați dat mai multe filme de casă, adică care dau bani, dar aici mai slăbuțe și nu știu ce, și apoi noi facem fugăreala asta și de atâta noi ducem și aducem la urieță. Cum s-o ruinat, s-o distrus toate direcțiile astea de cinema, până și centrul de la capitală, adică s-o ruinat tot și eu la apărăta ajutat, chiar și acum, de-amu, n-aveam detalii pentru că se pot demonstra mai departe. Nici filme, pe peliculă, vă închipuiți că dacă nu era rotația asta de filme, gata. Și, în primul rând, eu, ce defect au apărut cel mai mare? N-avem lămpi, becuri speciale pentru sunet, pe iluminare acolo să produce sunetul. Nu le găsim. Am mai îmblat eu pe la cinematografie, pe la Chișinău, am mai găsit eu câteva și am mai prelungit. Dar pe urmă nu știu. Să vedem, n-am uitat să încarc pelicula. Dar vă dați seama că de mult ne-am încărcat de când a apărut calculatorul, adică o lecție că s-a trecut la altă etapă, nu e nimic strașnic. Civilizația merge înainte și adică noi nu trebuie să știe nostalgia asta, că poate să fie în mama mea, că eu eram mai tânăr, poate că pe timpul acelea și era mai interesant și dar mergem înainte. Eu, de exemplu, merg în pas cu timpul. Eu am fost ultimul mecanic de cinema care eu luam filme de la procatul care e de la Muncești. Ultimul. Vă zic, pe urmă, am mai luat niște filme. Eu am să vi le arăt chiar. Multe filme au rămas la mine, pur și simplu. Au rămas că eu și trebuie să le arunc. Rămas cu rămas. În raion nu e așa apărătură puternică. Eu dacă se dau maxim pe aici, chic varu, adică varu și așa chică, da? Atunci când vine să plahatniuc, nu că ei vin cu culori, tot apărătură. Oi, stați, oi băieți, ia stați o lecție, dai și... Nu, haideți să ieșim.